Salutare, salutare! Azi ne vom uita împreună la un videoclip Redacted. Îi știți? Îi iubiți? De ce? Pentru că ne spun adevărul și nu o fac așa din când în când, ci o fac de mai multe ori pe zi. Ok, da, e vedeți, sunt într-un colțișor, dar le voi da acum cuvântul și vor trece pe ecranul principal și mă voi băga eu la colț ca un pedepsit, lucru care se va întâmpla în 3, 2, 1, go! Couple of our top stories today. Let's start with this. Well, first of all, the State Department, the U.S. State Department, just a few minutes ago issuing a new alert for those Americans traveling to and from Russia. Get out now. Get out of Russia. Get out of Russia now. Deci Departamentul de Stat le-a spus cetățenilor americani, haideți acasă sau cel puțin ieșiți din Rusia pentru că ce? Pentru că frigi. Nu știm de ce, dar poate vom afla. Și oricum nu cred că este prima oară când Departamentul de Stat face chestia asta. În fine, mă rog, el știe. Right now. Okay. Well, this is like the fifth time that they've said exact, this. Yes, exact. It is. And we're getting word also from the Zelensky camp. There's some weird stuff going on right now weird. In Ukraine. As it relates to President Zelensky coming out basically saying, hey, the West has been sending us weapons that don't work. And they know they don't work. Okay. Bă, Zelenski, știi cum e vorba aia? Calul de dar nu se caută la dinți. Nu funcționează armamentul, nu e nimic. La fier vechi cu el tot este un câștig. Da? Hey, we're also getting reports that tanks are being sent. And this is a really unbelievable report. We're going to dive more deeply into this. That Western tanks are arriving and they're being told... Don't put them on the front lines. So what are they then being used for? Are they being used for show? Like, don't put them in the front lines where they'll be destroyed. Just like deci, tankurile, băi, nu sunt aduse acolo pentru expoziție, sau de fapt sunt aduse pentru expoziție să facă pozulici presa, da? Și să se umple știrile occidentale de veștile bune. Hei, au sosit tankurile occidentale, aducătoare de pace în Ucraina. Foarte tare, nu? Stuff that you give to, you know, those donation groups that maybe come and take stuff off of your front porch. You know? Yeah. Just take the stuff we don't want. Yeah, but don't put it on the front lines to fight. We want you to just to like have photos with it so you can see it on the, like, we can do photo ops with it, but don't use it in battle because they will be destroyed, so don't put them on the front. What the hell is happening here? And then this in Austria. Da, mă, da. Știți că atunci când aveți un lucru ușor nou, da, și îl îndrăgiți atât de mult încât nu-l folosiți. Sunteți mulțumiți să-l știți că este acolo gata să vă servească. De exemplu, vă luați un telefon nou, da, și îl țineți în toate țiplele din fabricație, mai puneți și voi 3, 4, 5 straturi de țiple peste el, îl băcați într-un sertăraș și vă folosiți tot de ăla vechi, hârtănit, ciobit, crăpat, da, telefonul de tăvăleală. Foarte tare, nu? Tria. Yes, politicians in Austria walked out of a speech by Ukrainian President Zelensky just today. What they did was placed a sign in front of their seats. You see these signs they're pulling out that are pink and blue. The signs say either a place for peace or a place for neutrality. They're sort of alternating. Pe semnele aia, pe unele scria, aici este locul păcii sau aici este locul neutralității. Că Austria parcă mai nou are tendințe de neutralitate. Este Elveția 2 sau ceva. Go. This was from the conservative party called the Party of Freedom. They had warned that if Parliament authorized Zelensky to speak to the entire Austrian Parliament, they would stage some kind of demonstration. Because Austria's current public-facing position is that it supports Ukraine politically, but it will not send weapons or engage militarily in this conflict with Russia because Austria is neutral and its constitution... Da, deci Austria este neutră, ok, vedem ce spune și în Constituția lor, da, am văzut știrea asta și la alte posturi, inclusiv un articol românește, dar nu mai știu ce publicație, da, care spuneau, partidul de extremă dreaptă cu tare a făcut, da, se știe că îl susțin pe Putin. De când
chestia asta cu loc pentru pace a devenit susținerea Imperiului Întunericului și a sângerosului dictator Vladimir Putin. Bă, nu vi se pare că s-au răsturnat valorile cu susul în jos? Pe bune acum! Requires them to be neutral. One of the party leaders, Herbert Kiki, said, "It is sad that the FPO is the only party in parliament that takes our everlasting neutrality seriously, thereby also standing up for peace." They are the third largest political group in Austria. They have decent representation. Locul 3, da, ca mărimea partidului sau, mă rog, în preferințele electoratului. Hai că nu sunt chiar nimeni în drum. Se și vedea de altfel că erau destui deputați, mă rog, parlamentari, ce ori avea ea pe acolo, care făceau așa un râuleț de oameni care se ducea spre ieșire în timp ce Zelenski era pe conferință live, făcea TikTok în parlamentul lor. Da? Bun. Presentation. They are not fringe, although the media is calling them a far-right group. Bă, exact ce vă spuneam eu. Sunt la prima vedere, efectiv. Eu vă spun și vine și doamna asta, care înțeleg că este soția domnului, da? Și vă spune practic același lucru, dar eu sunt mai rapid. Hey, hey, hey! See the Al Jazeera headline about this today. Austria's far-right lawmakers walk out on Zelensky's speech. So apparently now being peace-mongering is a far-right thing to do. The left can no longer claim any... Da, mă. Extremiștii dreptei sunt cei care își doresc pacea în lume și între popoare. Foarte tare, nu? On peace. But this, well, this is a shocking thing to do because we see how how much of a, I'm going to use this term again, how much of a media darling Zelensky is. Right. And cum? Media darling? Drăguț, mândra presei este Zelenski. Păi crezi și eu, dacă se pune și pe toace și cu niște pantalonași strâmtuți din pielicică, tare sau nu, stai bă, că nu erau de piele. Nu, erau ceva latex. Ceva mai far, nu right, ci hai că mă abțin. Zile fatu. So, these people dare to say, we're not getting in on this party. We want peace. And he's begging for more weapons. Go ahead, David. First of all, I applaud them. But second, I couldn't hear audio. Was Zelensky already speaking when they did that, or did that they do that pre-entering the chamber? He's there on, and he was doing one of his famous Zoom calls. So they have that. Okay. Da, deci, într-adevăr, chiar în timp ce vorbea Zelensky, au început ăștia să... Ia asta, acum nu știu dacă Zelensky, sigur, avea și el un monitor, ceva, să-i vadă pe ăia în parlamentul austriac. TV's lined up in you know, in the room. He didn't show up there to give a speech. Yeah, are we able to play it again? You can see, like, there is sort of a pan to the left that you see the video call happening. Yeah. Go ahead and play it again if you can. Play see that again. In the bottom left. L-ați văzut, da? Stânga jos. Ok. Hai că se vede. Uite. Vă arăt eu. Deci e în zona asta unde mă mut eu, acum vedeți, da? Bun. He's speaking. People okay. are, you know, watching and they are kind of like, we warned you about this. You we're know, done. We're not taking sides. We're out of here. And I was so, just hoping he saw it. I wondered the same thing, if he had an in-feed. There's just a lot of frustration you're hearing coming out of the Zelensky camp today. And, you know, you have to see... And that's why I think you're getting these missiles lobbed back. You know, we're getting weapons from the West that aren't working. We're being told not to use them. They're specifically sending us weapons that don't. Păi stai, mă, mi se pare logic. Dacă armamentul nu funcționează, e normal să ți se spună, bă, nu-l folosi, că nu funcționează. Cine știe, poate fi chiar periculos. Eu știu, ți explodează în față sau ceva. Don't work, and they know they don't work when they're sending them to us. Like, is he now letting the cat out of the bag? Like, this is clearly what's been happening all along. Like, he's in an inflection. Ce expresie, letting the cat out of the bag. Avem ceva? Da, avem și un echivalent în română. Este aia cu prins cu mâța în sac. Și probabil atunci trebuie să-i dai drumul din sac. Vreo treabă. Point, like, maybe we're not set up to win. Yeah, maybe we should tell everyone the real truth here now, suddenly. Like, that's what's going on here.
It's kind of crazy. And so there's a lot of really weird things happening over the past 24 hours as it relates to Ukraine and Russia. And of course, as you're seeing this U.S. dollar dominance declining, you're going to see more of this saber rattling in the coming weeks as we head into the spring. Asta e, cântăm prohodul dolarului. The spring weather. Thank you so much for watching this segment here at Redacted. We are live every day at 4 p.m. Eastern time, trying to share the story. Da, și eu vă mulțumesc că v-ați uitat împreună cu mine la acest videoclip scurt. Eu zic că și educativ, un pic distractiv, să îmi lăsați la comentarii dacă vă place și formatul ăsta, da, în care mă joc cu ferestrele, și să nu uitați de like și, evident, care nu sunteți abonați, abonați-vă!